Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășluiește pe noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ce acum și cum vrea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, bine și Dumnezeu. Miluiește Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, cu deauna acum și cu vrea și în vecii vecilor. Amin. Ați revenit la aceste întâlniri duhovnicești care își propun în primul rând să ne adune aici în biserică pentru a forma o biserică interioară, adică o unitate în Hristos, fiecare în parte, și între oaltă să constituim o biserică, adică un organism viu în care fiecare este un mădular viu, sănătos, în stare să se desăvârșească pe sine prin Harul lui Dumnezeu și să ajute și pentru curățirea, luminarea și desăvârșirea celorlalți. Cei care ați venit, sunt convins că ați citit un psalm, nu știu dacă ați luat aminte la acel psalm, așa cum ar fi trebuit. Eu mărturisesc că nu am luat aminte la acest psalm așa cum ar fi trebuit. Și anume psalmul 23. Acest psalm începe așa. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat, pe el și pe râuri l-a așezat pe el. Cine se va sui în muntele Domnului? Și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său. Primul verset. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Știți când se rostește de către preot? Atunci când se așează pe sicriul celui care a trecut dincolo cu sufletul, prima lopată de nisip sau de pământ. Deci ultimele cuvinte ale preotului, după slujba mormântării, la groapă, sunt acestea. Fie că ia cu o lopată pământ și în semnul crucii rostește aceste cuvinte, fie cu o sapă în punctele crucii rostește, luând puțin pământ pe marginea gropii, zice: al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Eu recunosc că la asta m-am gândit mai de mult, dar am vrut să vă pun în atenție alt verset. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său. Nu vă duce cu gândul această expresie
la o alta din Vechiul Testament, și anume la porunca a treia. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel care face astfel. Deci nu numai numele Domnului să nu-l iei în deșert. Aici în Psalm spune să nu-ți iei în deșert sufletul tău. Când omul ia în deșert numele lui Dumnezeu și când ia în deșert sufletul său. A lua în deșert numele lui Dumnezeu înseamnă a-l batjocori, a-l ironiza, a înjura de lucruri sfinte. A te jura strâmb sau drept când nu-i cazul. Și n-ar prea trebui să fie cazul, pentru că în Sfânta Scriptură îi se spune foarte precis să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci cuvântul vostru să fie ce este da, da, ce este nu, nu, ce este mai mult decât aceasta, este de la cel rău. A lua numele Domnului în deșert înseamnă a nu-L respecta, nu-I arăta adevărata cinstire lui Dumnezeu. Ei bine, și sufletul poate să fie luat în deșert atunci când nu te preocupi de a-L hrăni, de a-L îmbrăca, de a-L odihni. Amintiți parabola cu bogatul căruia i-a rodit țarina? El se gândea la suflet ca la trup. Este adevărat că noi suntem suflet și trup. Dar sufletul nu numai că este mai important decât trupul, că adică trebuie prețuit mai mult decât trupul, ci sufletul este creația lui Dumnezeu neprețuită. Nu numai că este mai prețuit încă o dată decât trupul, și trupul este prețuit. Noi cinstim trupul atât în viață cât și după ce el începe să se descompună, pentru că atât sufletul cât și trupul s-a înrăurit de harul lui Dumnezeu. Sfinții prin Sfintele Moaște arată că și trupul participă la îndumnezeire. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu, suflet și trup. Dar sufletul este mai de preț. Și cum vă spuneam, este neprețuit. Mântuitorul ne descoperă ce îi folosește omului să câștige lumea întreagă dacă și-a pierdut sufletul. Sau ce poate să dea un om în schimb pentru sufletul lui. Dacă ai pune în balanță sufletul unui om, nu contează ce om. Și întreaga lume, balanța atârnă spre suflet. Pentru că sufletul are în el chipul lui Dumnezeu și este chemat să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu împreună cu trupul. Prin urmare, am început astfel pentru că conferința pentru că dumneavoastră n-ați luat în deșert sufletul venind de la biserică, venind la această întâlnire duhovnicească. Tema pe care am fixat-o este una, cred eu, de actualitate perenă. Adică tot timpul este de actualitate. Și anume, relația noastră cu aproapele. Cine este aproapele? Ce înseamnă relație? Titlul întâlnirii se numește Aproapele din afară și departele din lăuntru. Ce înseamnă în afară? Ce înseamnă din lăuntru? O să încercăm să răspundem. Sper cât mai precis, dacă se poate științific, la aceste întrebări. Se poate științific pentru că teologia poate fi asemănată mai mult cu o știință, spre exemplu cu psihiatria, decât cu filozofia.
De altfel, un mare sfânt al bisericii, Ignatie Briancianinov, a spus că între toate științele, deci toate științele, cea mai apropiată de gândirea teologală, de gândirea teologică, este matematica. El având studii de matematică temeinice. Deci, dacă o să luați aminte, o să vedeți că așa stau lucrurile. De ce spun știință? Pentru că tot ce înseamnă teologie înseamnă experiență. Nu o speculație rațională despre Dumnezeu, ci o legătură cu El, experiată adânc, profund de om. O întâlnire între Dumnezeu și om pe care Sfinții au experimentat-o și ne-au lăsat-o, sigur, în cuvinte omenești create, pe care nu le mai înțelegem parcă astăzi deloc, sau le răstălmăcim, ceea ce este și mai grav. Ce înseamnă din lăuntru și din afară? Prima parte. În primul rând, trebuie să remarcăm faptul, citind Sfânta Scriptură, că în Rai nu exista un în afară. Nu exista un spațiu, adică, și nu exista un timp, așa cum le cunoaștem noi astăzi. Raiul era darul lui Dumnezeu, făcut omului, și locul de întâlnire cu Dumnezeu. Era casa lui Dumnezeu și casa omului. Sfântul Grigorie de Nisa spune că Adam, când a fost dat afară din Rai, a rămas fără casă. Vedeți? Casa lui era Raiul. Iar Raiul este a fi cu Dumnezeu. A fi în lăuntru lui Dumnezeu și Dumnezeu în lăuntru omului. Creștinul are această convingere că el nu are casă. El aici pe pământ este un pribeag. E un străin și un călător. Cine s-a înfipt în lumea aceasta prin mentalitatea că are ceva al lui, casă, proprietate, ceva. Acela nu este creștin. Sigur, cu botezul este. Căderea protopărinților Adam și Eva este experiența umană a ieșirii în afară. Din simțirea lui Dumnezeu, în simțirea golului spiritual și a rușinii, din grădina Raiului în deșertul pământului, din condiția de fiu al lui Dumnezeu, în aceea de rob al păcatului. Noi experimentăm această realitate în fiecare zi. Dar, din păcate, această experiență nu este conștientizată de către cei mai mulți. Și anume că noi am pierdut Raiul. Suntem în valea plângerii și fiecare om în lumea aceasta suspină. Nu o să întâlniți niciun om care să nu suspine după un Rai. Deci se întâmplă să ne imaginăm un Rai. Să cădem în înșelare. Dar imboldul acesta după Rai este unul firesc. Undeva în noi există un suspin negrăit, un dor infinit după a trăi din nou ceea ce Părintele nostru Adam a trăit. Experiența Raiului. Experiența comuniunii cu Dumnezeu. Noi trăim mai ales ce a trăit Adam după cădere. Golul spiritual. Au văzut că sunt goi și se rușinau, rușinea. Dar astăzi parcă nu mai trăim nici această rușine care a devenit nerușinare. Spre exemplu, tendința unor tineri, mai ales, de a se dezgoli,
în public. Este o nostalgie a raiului întoarsă invers. Adam și Eva erau goi și nu se rușinau pentru că erau, de fapt, îmbrăcați în harul lui Dumnezeu, ca într-o haină de lumină, care era cuvincioasă. Nu exista poftă în Adam și în Eva, în sensul în care există în noi. Deșertul pământului, nu mai există rai, deșert. Adică, observați că parcă pământul acesta și rodește și nu rodește. Câteodată Dumnezeu arată că poate să rodească, alteori poate să arate că nu rodește. Nu mai avem condiția simțită de fi. Noi zicem Tatăl nostru în rugăciunea domnească. Dar o zicem ca pe o poezie. Nu ca pe o rugăciune adevărată. Nu simțim în adânc că Dumnezeu e Tatăl. Așa cum spunem Tatălui trupesc Tatăl. Simțirea aceasta o avem și o să ajungem la această realitate a relațiilor familiale. Care nu mai sunt ce ar fi trebuit să fie. Sunt pătimașe. Adică. Dar să revenim la înăuntru și în afară. Înaintea omului însă această experiență a exteriorității a fost trăită de o parte dintre îngeri. Satana a căzut ca un fulger din cer în iad. Și acum vă întreb, știți cum este numit iadul în Sfânta Scriptură? Cum este numit iadul? Întunericul, bravo! Cel mai din afară! Vedeți? Întunericul cel mai din afară. Acolo a căzut Satana și acolo a dorit să-l tragă și pe om. Și dorește. Experiența înstrăinării de Dumnezeu a omului a început prin dialogul acestuia cu șarpele, adică cu Duhul cel rău. Prin viclenie, cel înstrăinat de Dumnezeu a provocat și insinuat o îndumnezeire magică. Ceea ce se întâmplă și astăzi cu omul. Omul vrea să fie un Dumnezeu pe pământ, fără Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu și dacă se poate, prin acțiuni magice. Exact cum i s-a spus lui Adam. Vei mânca din pomul acela, vei cunoaște binele și răul și vei deveni ca Dumnezeu. Printr-o acțiune formală, exterioară, mecanică. Experiența aceasta a trăit-o Adam și a trăit-o și Eva. Au căzut în ispită și iată consecințele. Omul, după cădere, nu mai privește pe Dumnezeu ca prieten, ci ca dușman. De care se ascunde într-un mod ridicol. Omul căzut îl vede pe Dumnezeu ca judecător, pedepsitor și nu ca Dumnezeu iertător. În loc să se pocăiască, să-și asume căderea, de cele mai multe ori omul se scuză și o acuză. Chiar în taina spovedanii întâlnesc frecvent această realitate. În loc să vii și să-ți mărturisești păcatele tale, vorbești despre alții. Descrii contexte în care parcă tu ești mai în lumină decât alții. Te scuzi și acuzi. Direct sau indirect. Fățiș sau voalat. Cu perdea. Dar un duhovnic simte că de fapt omul acela care a venit să-și mărturisească păcatele, în fapt n-a venit să se pocăiască. A venit să se confeseze, să spună durerea, să spună cât e el de prigonit, cât e el de asuprit, cât e el de necăjit, cât e el de bolnav.
cât e el de neînțeles de ceilalți? Fix realitatea pe care a trăit-o Adam. L-a cuprins pe Adam o rușine, vă spuneam. Frica, din emoție originară care ținea de instinctul de conservare și de sentimentul de a nu-l pierde pe celălalt, frica, care ajuta și întărea legătura cu Dumnezeu, se transformă, prin păcate, în rușine și fugă de Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă cu cei mai mulți oameni. Fug. Nu contează unde. Dar fug de Dumnezeu, fug de ei înșiși, fug de ceilalți. Dacă îi întrebi unde, nu pot să-ți răspundă precis. Creația întreagă, apoi, nu mai era ce a fost la început, un dar și un loc de întâlnire cu Dumnezeu, ci a devenit zid despărțitor, idol și pradă. Aș vrea să rețineți aceste cuvinte, sunt foarte importante. Așa a fost creația dintr-un început și iată ce a devenit. Creația întreagă, spațiul, timpul, au fost gândite de Dumnezeu ca fiind un dar pentru om și un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Ce au devenit prin păcat? Zid despărțitor, nu mai am timp, zicem noi. Unii și omoară timpul. Intrăm în criză de timp. N-am ce să fac cu timpul. Mă plictisesc. În loc să fie scară spre Dumnezeu, o fereastră spre Dumnezeu, timpul, spațiul, întreaga creație, a devenit un zid despărțitor, un idol și pentru unii o pradă. Vor să se extindă pe orizontală foarte mult. Pământ mult, case multe, bani mulți. O extindere de aceasta idolatră pe orizontală. Vedeți cum omul a devenit din fiul al lui Dumnezeu sclav sau rob al păcatului. Prin urmare, mediul nu mai este prietenos, dimpotrivă dușmănos. Omul nu mai putea să-și revină din această cădere și s-a văzut, dacă citiți Vechiul Testament, cum a tot decăzut. Totuși, Dumnezeu, de la început, după ce l-a izgonit pe Adam din Rai, i-a promis o izbăvire. Și un izbăvitor, un mântuitor, care să-l rearunce înăuntru. Acesta este Mântuitorul Hristos. Și asta e șansa noastră să reintrăm în Rai. Prin Hristos. Reorientarea omului se produce treptat, etapizat, prin intervenția lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, prin Dumnezeu, cuvântul neîntrupat, iar în Noul Testament, prin Mântuitorul Iisus Hristos, adică prin Dumnezeu întrupat. Și acum aș vrea să iară să fixăm o idee care o să ne însoțească pe parcursul întâlnirii, și anume, am spus că Raiul a fost gândit de Dumnezeu și făcut de Dumnezeu ca să fie loc de întâlnire cu Dumnezeu. Un dar și un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Această realitate, în mod simbolic, era prezentă prin cei doi pomi din mijlocul Raiului. Pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Din pomul cunoștinței binelui și răului, lui Adam i s-a poruncit să nu mănânce, căci dacă va mânca negreșit, va muri. Dar Dumnezeu n-a îngrădit pomul. Lăsa liber. Omul putea să mănânce sau putea să asculte de Dumnezeu și să nu mănânce. Interdicția era una temporară. Nu era definitivă. Că dacă omul se maturiza duhovnicește, putea să mănânce și din acest pom.
Dacă pomul cunoștinței binelui și răului a fost identificat de Sfinții Părinți cu lumea sensibilă, cu lumea creată și văzută, pomul vieții din mijlocul raiului este văzut ca fiind însuși Hristos, Logosul întrupat. Sfântul Isaac Siru ne spune că pomul vieții era Hristos, iar acum l-am câștigat în Sfânta Împărtășanie. Cele două tainice prezențe din mijlocul raiului, străbat ca un fir roșu întreg Vechiul Testament. Le întâlnim în Vechiul Testament pe amândouă. Aceste realități, pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Cum? Apare în Vechiul Testament mereu acest simbol al mielului. Și de asemenea simbolul locului sfânt. Mielul și locul sfânt. Cele două paradigme le întâlnim astfel. Abel mai întâi. Abel era păstor. A adus lui Dumnezeu jertfă curată, fără de prihană, cu inimă bună. Ce a adus? Un miel. Jertfă sângeroasă. Un miel. De asemenea, Isaac a fost în Vechiul Testament o prefigurare a mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știm că Avraam, tatăl său, plin de credința în Dumnezeu, a dorit să-l aducă jertfă pe unicul său fiu Isaac, pe care cu greu l-a dobândit. Iată iarăși simbolul mielului. Întâlnim de asemenea jertfele de la templu, jertfe sângeroase, printre ele mielul. Și mai ales profeția Sfântului Ioan Botezătorul, care a spus despre Hristos că este mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii. Al doilea simbol extraordinar pe care îl întâlnim în Vechiul Testament este locul sfânt, pe care îl întâlnim în Arca lui Noe, prefigurarea Bisericii, apoi cortul sfânt, templul sfânt, toate prefigurare a Bisericii creștine, care nu este altceva decât trupul tainic al Mântuitorului Hristos. Ei bine, în fiecare zi, pentru noi creștinii, se arată înaintea noastră atât pomul cunoștinței, cât și pomul vieții. Primul este prezent prin lumea în care trăim, iar celălalt prin existența Bisericii, care este noul rai, prin Sfânta Împărtășanie sau Sfânta Euharistie și prin celelalte taine ale Bisericii din care ne împărtășim. În fiecare zi, libertatea noastră, precum odată lui Adam, este încercată prin faptul că ni se dă posibilitatea de a alege între a asculta de poruncile lui Dumnezeu, revelată de plin în Hristos, pentru o situare dreaptă și rodnică față de lumea creată și sensibilă, și a respinge poruncile Lui, împătimindu-ne și murind în lumea aceasta, între a deveni robi ai Lui Hristos, hrănindu-ne cu El prin Sfânta Împărtășanie, pentru a ne îndumnezei, și a deveni robi ai păcatului, subjugați de plăcerile simțurilor, prin care intră moartea, ca despărțire de Dumnezeu, de noi înșine, de ceilalți și de întreaga creație. Ieșirea Mântuitorului de la Tatăl înseamnă asumarea de plină a condiției noastre a omului ieșit în afară pentru ca să ne rearunce în lăuntru. Ieșit am de la Tatăl și am venit în lume. Las lumea și mă întorc iarăși la Tatăl. Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a ieșit de la Tatăl asumând condiția exteriorității noastre față de Dumnezeu. Chiar pe cruce a spus, pentru noi, în numele nostru, trăi realitatea noastră. Părinte, a zis, nu? Eli, li, la, masa, bactani. De ce m-ai părăsit? Această părăsire era asumarea de către Mântuitorul Hristos a condiției umane care simțea părăsirea lui Dumnezeu. Adică simțea inexistența lui Dumnezeu în viața lui lăuntrică. Pe aceasta a trăit-o Hristos pentru noi. El era tot timpul unic cu Tatăl.
Dar durerea aceasta extraordinară, cea mai ascuțită, cea mai profundă a nesimțirii lui Dumnezeu în viața noastră, a trăit-o Hristos. Atunci când El a spus, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, în fapt ne-a chemat, ne-a îndemnat la intrarea din nou în Rai, în noi înșine, acolo de unde am ieșit prin păcat. Pe de o parte, în Sfânta Scriptură vedem că Hristos este gazdă pentru noi, față de noi, și în același timp este oaspete. El este gazdă atunci când zice: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Și este oaspete atunci când zice prin gura lui Ioan Evanghelistul în Apocalipsă: iată, eu stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Sinteza celor două ipostaze ne-o propune Sfântul Apostol Iacob. Apropiați-vă de Dumnezeu și se va apropia și El de voi. Vedeți mișcarea? Apropiați-vă de Dumnezeu și se va apropia și El de voi. Noi am intrat în această apropiere de Dumnezeu, dar n-am conștientizat-o și n-am putut-o exprima multă vreme prin botez. Botezul este rearuncarea noastră în Rai. În fapt, atunci când preotul, luând pruncul, îl botează în cristeliță, în care se găsește apă sfințită și ulei sfințit, îl pogoară pe acel om prunc în iad și îl ridică în Rai. Adică arată că el retrăiește aevea taina lui Hristos, cel mort și înviat. Cel pogorât la iad și înălțat la ceruri. Această realitate mistică o trăiește copilul, cât e de mic. Și anume, moarte în Hristos și înviere într-un Hristos. De aceea se afundă copilul. Arătând căderea omului pe care Hristos a purtat-o pentru ca să ne ridice, ca tot îl ridică, împreună cu Hristos. Și apoi să-L îmbrace în Hristos. Că în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Vedeți cum după botez se cântă acest imn extraordinar în care ni se descoperă taina lui Adam cel necăzut. Pentru care era îmbrăcat în har. Erau goi de haine. Dar erau plini de Dumnezeu. Copilul trăiește această realitate. Și cel botezat, dacă e adult, rearuncarea aceasta în Rai. A venit prin botez. Dar ea nu se menține automat în viață. Această restaurare, dacă vreți, a omului. Ci trebuie mereu întreținută, susținută, înnoită. Ceea ce nu prea face. După botez, am uitat toate cele ale botezului, dacă le-am știut vreodată, dacă nașii ne-au informat, dacă noi ne-am preocupat să le știm și să le trăim. Și apoi iarăși am căzut în starea de lui Adam cel căzut, în Adam cel vechi. Dar avem șansa de fiecare dată să ne înnoim prin taina spovedaniei, prin taina pocăinței. În fapt, în botez are loc o verticală și orizontală. Are loc o cruce. Cerurile se deschid, orizontala, pentru a coborî harul lui Dumnezeu, verticala, ca să ne înalțe pe noi, prin crucea noastră, spre învierea noastră. Toată această taină negrăită, o trăiește pruncul și apoi ar trebui să o desăvârșească prin împlinirea poruncilor lui Hristos în viața lui, cât este ea aici pe pământ. Legătura cu Dumnezeu verticală, omul o poate verifica prin orizontală. Prin legătura cu aproapele. Și acum vin mai aproape de ceea ce ne-am propus dintr-un început, legătura cu aproape. A trăi doar pe orizontală, cum din păcate se întâmplă astăzi, oamenii trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista, ei spun că sunt credincioși.
Dar viața lor reală, reală, intimă, dacă ei la bani mărunți, dacă ei înșiși se iau la bani mărunți pe ei înșiși, își dau seama că n-au nicio verticală. Toată desfășurarea vieții lor este pe orizontală. Și ce înseamnă orizontală fără o verticală? Ce înseamnă orizontală fără un mare minus? Se poate trăi și o verticală fără orizontală. Și aceasta este un solipsism demonic. Adică o înălțare prin sine. Fără punct de susținere. Cum e la semnul exclamării. Această verticală fără orizontală este, în fapt, căderea demonului. Am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Pentru noi creștini este crucea, care este un mare plus. Adică și o verticală și o orizontală unite într-un punct. Ei, punctul acela unde se unește verticala cu orizontala este însuși Dumnezeu. Așa este contemplat de Sfinți. Aba Dorotei, spre exemplu, spune că lumea aceasta, noi toți oamenii suntem ca punctele pe circumferința unui cerc. Dumnezeu este în centru. Pe măsură ce oamenii se apropie de Dumnezeu, adică de centru, pe raze, se apropie și între ei. Pe măsură ce se îndepărtează de centru, se îndepărtează și de ei. Dar verificarea relației cu Dumnezeu o avem prin aproapele. Iată ce spune Sfântul Antonie cel Mare. Dacă zice cineva, nu, de la aproapele vin viața și moartea. De la aproapele vin viața și moartea. Dacă am câștigat pe aproapele, pe Dumnezeu am câștigat. Dacă am greșit aproapele lui Hristos, i-am greșit. El este inspirat din epistola întâi sobornicească a Sfântului Ioan Evanghelistul. Iată ce spune aici. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său, dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Zice Ava Ioan Colov, în Pateric, nu se poate clădi casa de sus în jos. Ci de jos, de la temelie în sus. Adică, temelia este aproapele ca să-l câștigi și acest lucru e cel din tâi, că de la el atârnă poruncile lui Hristos. Că de el atârnă poruncile lui Hristos. Astăzi, cred că sunteți de acord, poate mai mult decât oricând, s-au înmulțit divorțurile. Nu am o statistică, dar știu sigur că divorțurile cresc în România exponențial. La fel de mult cu divorțurile sunt avorturile. Și la fel de mult, dacă nu mai mult, cu avorturile și cu divorțurile, cresc românii, numărul românilor care pleacă în străinătate. Lăsând acasă copii, minori, și bătrâni, bolnavi și singuri. Această mulțire a divorțurilor, avorturilor și a înstrăinării de casă, de familie, de țară, exprimă, trebuie să o recunoaștem cu durere, eșecul relației cu aproape. Răul se țese în viețile noastre ca pânza unui paianjăr. Cum construiește paianjenul pânza? Lent, invizibil și tăcut. Lent, invizibil și tăcut. Păcatul ne separă de semeni și ne leagă de propriile obsesii egoiste. O minciună aparent benignă te obligă, fără să vrei, la comiterea unei alte fără de legi. Hrănită de orgoliu, mintea produce o legiune de explicații și justificări. Când n-ai un suflet, ci doar o imagine de salvat, că aici e marea dramă a omului de astăzi. El n-are un suflet. Are o imagine pe care dorește să o salveze. Pocăința întârzie indefinit. Ea ar fi soluția înnoirii botezului și deci a relației cu Dumnezeu și cu aproapele.
Și acum, pentru a fixa cumva cam cum stau lucrurile în relația aceasta cu aproapele, o să fac o schiță pe care o să o rețineți foarte ușor. Relația cu aproapele, general, relațiile interumane, după loc și motivație, se împart în două mari categorii. Sunt relațiile de apartenență, o mare categorie, și a doua categorie, relațiile de aderență. Relațiile de apartenență sunt două. Relațiile publice și relațiile familiale. Amândouă sunt de apartenență pentru că noi aparținem unui grup, unei instituții publice, dacă aveți un serviciu, sau aparținem unei familii. Nu este meritul nostru. De cele mai multe ori că suntem în această situație. Relațiile de apartenență sunt cele în care vanitatea și egoismul joacă un rol important. Vanitatea și egoismul. Fiind motivate puternic, extrinsec de slava deșartă și de interesul pătimaș, sunt relații expuse uzurii și stingerii. Întâlnim, cum vă spuneam, două tipuri principale de relații de apartenență. Relațiile publice sunt relațiile cu colegii la serviciu, cu superiorii sau cu subalternii la locul de muncă și relațiile pe care le avem în societate. Sunt relații întreținute numai și numai de interes, relații pragmatice și ierarhice, scurt. Relațiile familiale și de neam sunt relațiile de rudenie în care suntem implicați cu și fără vrerea noastră. Aici glasul sângelui sau instinctul părintesc, patern sau matern, joacă un rol foarte important. Acestea sunt relații de apartenență. Relațiile de aderență sunt și ele două, și anume relații private și relații spirituale. Relațiile de aderență sunt relațiile bazate pe vicii sau virtuți comune. Sunt relații care rezistă erodării. Atenție că sunt mai puternice decât celelalte. Relațiile private sunt relațiile bazate pe afinități psihologice, cum sunt viciile, tabieturile, hobby-urile. Au ca liant plăcerea. Și sunt, cum vă spuneam, durabile. Relațiile spirituale sunt relațiile bazate pe un ideal însuflețit de credință. Se plătesc cu multă suferință, dar suferința însăși devine liant spre întărirea și înveșnicirea relației. Primele trei relații, res publica, res domestica și res privata, sunt perisabile, uzura le macină și le surpă, au ca finalitate, sau ca final, mai bine spus, moartea. Toate trei. Nu întâmplător, spre exemplu, relațiile familiale. Mântuitorul spune despre nașterea noastră în Duh. Nu din poftă trupească, nu din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut aceștia. Observați cum face diferența între relațiile familiale, care n-au o valoare extraordinară. Din punct de vedere creștin, relații familiale adesea sunt foarte pătimașe. Acolo sunt multe păcate care se consumă. Relațiile familiale. Dușmanii omului, spune Mântuitorul, sunt casnicii lui. Acolo se intră într-un conflict formidabil între egoism, între vanități, între posesivitate, între dependență. Este ceva adesea înfricoșător. Copilul conduce pe părinte. Nu părintele îl educă pe copil. Respectul nu prea mai există astăzi, spre exemplu. De ce? Pentru că nu e bine educat copilul și așa mai departe. Deci relațiile familiale. O să revenim. Cele patru tipuri de relații sunt ca niște sfere concentrice. Așa să le vedeți. Niște sfere concentrice dinspre exterior spre interior. Cele mai exterioare sunt cele publice, urmează cele familiale,
apoi cele private și, în sfârșit, cele spirituale, cele duhovnicești. Pornind dinspre exterior spre interior, ne arată și intensitatea și durabilitatea relației. Psihologic vorbind, oamenii sunt sau universuri paralele, atunci când indiferentismul este dominant, sau universuri tangente, când interesele mărunte și plăcerile inferioare coincid, sau universuri care se ciocnesc, mai mult sau mai puțin violent, atunci când orgoliile rănite se dezlănțuie. Comuniune și iubire nu poate exista decât între oameni duhovnicești, între cei care simt că Harul Dumnezeesc unește idealurile comune. Aici, ajungând, trebuie să vă spun că m-am gândit cum să fac să rețineți toate aceste lucruri printr-o singură imagine. Și anume, cum să fac să vă conving că așa stau lucrurile printr-o imagine scripturistică sau scripturală. Și anume, din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, am ales o minune pe care o cunoașteți cu toții. Minune care se relatează în taina nunții. Și anume, nunta din Cana Galilei. Pe care cred că o cunoașteți cu toții, ce s-a întâmplat acolo. Dar cred că nu v-ați gândit la ce o să vă spun. Nunta din Cana Galilei. Mântuitorul participă la o nuntă, într-o localitate măruntă din Galileea, împreună cu Maica Domnului, cu ucenicii, o nuntă cum era pe vremea aceea, în care la masă se punea și vin. Nuntașii erau veseli, dar gazdele erau sărace. S-a terminat vinul. Și atunci Maica Domnului a intervenit într-un mod discret, dar foarte eficient. S-a dus la Mântuitorul și i-a spus, nu mai au vin. Cu alte cuvinte, primejdia familiei care a organizat nunta era formidabilă. Se făceau de râs. Păi cum ne chemi la petrecere și tu nu ai mâncare, nu ai vin. Nu se poate. Și atunci Mântuitorul a zis așa, un cuvânt foarte, pe care îl cunoașteți, foarte semnificativ. A zis, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Adică Mântuitorul nu-și propusese să facă prima sa minune aici. În planul dumnezeiesc, în altă parte trebuia să se producă acea minune. Prima. Dar Maica Domnului n-a zis decât atât. Nu mai au vin. Adică fă-i tu ce trebuie. Că știi ce trebuie. Cât de elegant, cât de discret, cât de subțire, cât de profund, cât de convingător a fost acest mesaj pe care l-a transmis Maica Domnului fiului ei. Și atunci Mântuitorul, după ce a spus cuvântul pe care l-a spus, a poruncit să umple vasele acelea cu apă, cum știți, și le-a transformat apa în vin. Și apoi a adus mai întâi nunului, nașului. Și acela s-a mirat. Calitatea vinului era superioară celui dinainte. S-a mirat cum oamenii aceștia aduc vinul mai bun pe urmă. Orice gazdă care organizează o petrecere aduce mai întâi vinul de calitate și când oamenii se mai amețesc un timp, le dă și un vin mai slab. Vinul mai slab se dă pe urmă, nu invers. Așa ar trebui să fie. Și s-a mirat nașul de această schimbare a cutumei. Ce ascunde această minune? Repet, această minune este relatată când se căsătoresc doi tineri în biserică. Este Evanghelia tainei nunții. Ce vrea să ne spună?
că orice relație interumană, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau într-altul, dacă nu devine duhovnicească, se surpă, se termină, moare. Adică vinul s-a terminat. Despre ce vin este vorba acolo, care s-a terminat? Ce simboliza el? Motivele care i-au animat pe cei doi ca să se căsătorească. Cum se întâmplă și astăzi? Care sunt motivele pentru care doi tineri se căsătoresc? De regulă. Da? Sentimentele, să presupunem că sunt reciproce și simultane, nu în defazaj, să presupunem, îmi vine un cuvânt din matematică, prin reducere la absurd că așa stau lucrurile. Sau interesele. O iau pe cutare care avere. O iau pe cutare că e de neam bun. O iau că are o facultate. O iau ca să mulțumesc părinții. Etc. etc. Deci interesele sau sentimentele. Cu un cuvânt ce am spus eu la relație familiale. Egoismul lucrează acolo masiv. Și dacă o recunoaște și dacă nu. Și dacă conștientizăm și dacă nu. Dar faptul că asumi o relație e un lucru foarte bun și o să revenim. Deci vinul cel din tâi este un simbol al sentimentalismului și sau al intereselor omenești comune care se termină. Vinul de la început s-a sfârșit, riscând să facă de rușine gazdele. El este asemenea cu beția sentimentelor, hai să zicem îndrăgostirea, nu prea mai e cazul astăzi. Când se căsătoresc doi tineri la biserică, nu mai sunt îndrăgostiți. S-a terminat de mult fenomenul. Dacă a fost. Vă recomand o carte aici, scrisă de Costion Nicolescu. Carte pentru îndrăgostiții care vor să se împrietenească. Deci beția sentimentelor, a patimilor, care este însoțită de plăcere și durere, se stinge și riscă să compromită familia. Ăsta e vinul de la început. Familia creștină, ca de altfel orice relație interumană care nu moare, ci durează, se întemeiază nu pe astfel de nisip, ci pe piatra cea vie, care este Hristos, cum spune Sfântul Apostol Petru. De aceea noi la nuntă le urăm tinerilor casă de piatră, de nisip. Casă de piatră înseamnă că ei le dorim să aibă celor doi ce? O familie întemeiată pe credința în Hristos și pe Harul lui Dumnezeu care vine. Care i-a unit în taina cununiei și apoi însoțește toată viața pentru mântuirea lor. Pentru cunoașterea lui Dumnezeu, pentru cunoașterea lor, pentru cunoașterea întregii creații. Și asta este menirea. Taina nunții este o icoană a unirii omului cu Dumnezeu. Familia creștină este întemeiată pe Hristos. Nu pe sentimente, nu pe interese, nu pe, dacă vreți, afinități psihologice. Prin prezența sa și minunea săvârșită la nunta din Cana Galilei a descoperit cum poate fi salvată o relație. Și chiar mai mult cum poate fi înduhovnicită și înveșnicită. Ce vreau să vă spun, să fixăm acest lucru. Orice relație interumană care se bazează numai pe puteri naturale ale omului, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, se surpă entropic. Principiul al doilea al termodinamicii spune că dacă nu se intervine din exterior, deci, să dau un exemplu ca să înțelegeți, cei care nu știți despre ce spun aici. Deci, pentru ca, spre exemplu, o roșie, să stea cât mai mult roșie și, mă rog, așa cum ai cules-o din grădină, ca să stea cât mai mult, trebuie să intervii în exterior. Să o pui în frigider, într-o ladă, în ceva. Dacă o lași așa, în natură, ce face? Se strică. Acesta e un proces numit entropie. Orice lucru creat pe lumea aceasta, din păcate, se întâmplă așa, că Dumnezeu nu a vrut așa. Dar prin căderea omului s-a produs această cădere a întregii creații.
orice lucru pe lumea aceasta este supus stricăciunii, descompunerii. Și sentimentele și interese, tot se termină odată cu lucrurile acestea. Ca să poată să supraviețuiască, trebuie să intervine exterior. Această intervenție a Mântuitorului în nunta din Cana Galilei arată ce se întâmplă în taina nunții. Din păcate, foarte mulți tineri o amână foarte mult astăzi cu căsătoria religioasă, mai întâi se trec în noapte, mai trec 2-3 ani. Nu-și dau seama și nimeni nu le explică, de fapt, în ce constă adevărata relație. De aceea am și fixat tema, printre altele. Nunta din Cana Galilei ne descoperă că vinul de pe urmă este mai bun decât cel din tâi. Este mai bun și este salvator, pentru că Hristos l-a prefăcut din apă. Asemenea cu această minune este și aceea tainei nunții care întemeiază familia creștină. Familia este o prefacere, o transformare. Așa cum apa a devenit vin. Cei doi, prin credința comună în Hristos și prin Harul lui Dumnezeu, se transformă din doi în una. Astfel se constituie familia creștină, numită și biserica de acasă sau biserica domestică. O realitate dumnezeiască omenească. Nu două jumătăți, cum se spune, e jumătatea mea. Cu tare. Ți-ai găsit jumătatea. Uite că nu-mi găsesc jumătatea. Nu două jumătăți care formează un întreg, ci două persoane care se unesc și devin o familie. Nu o operație aritmetică. Nu 1 pe 2 plus 1 pe 2 egal cu 1. Sau o completare psihologică. Să ne completăm cumva. Ci o epicleză duhovnicească, o prefacere, o transformare. Din doi în una. Fără Hristos, real simțit în fiecare persoană și în mijlocul nostru, cum spune la liturghie noi preoții, și dumneavoastră, bineînțeles, atât întemeierea, cât și manifestarea relației familială sau nu, submenite eșecului și morții. Nu există familie, în sensul necreștin, dacă putem vorbi așa, și putem vorbi, familie necreștină, în care să nu apară defazarea. Adică interesele și plăcerile nu mai coincid. Unul își dorește ceva, altul își dorește altceva. În același timp, unul își dorește ceva, altul altceva. Apare o nepotrivire. Și nu neapărat că e de bine unul sau celălalt. Și pentru că entropia, vă spuneam, lucrează ineluctabil. Adică de neînduplecat. Inexorabil ajungi la final. Ce te salvează? Ceva din exterior, care vine în interior și te ridică. Dacă ai credință. Și dacă o lucrezi, zi de zi, prin faptele ei. Credința lucrătoare în iubire. Singura salvatoare. Aceasta este o axiomă. Pe aceasta nu poate contrazice nimeni decât dacă e de rea credință. Nu există cupluri fericite. Astea sunt niște, dacă vreți, sloganuri, da? Ca să atragă în înșelare pe mulți. Nu există așa ceva. Entropia lucrează și relațiile interumane, fie ele foarte puternice la început. Poate că cu cât sunt mai puternice la început, cu atâta se surpă și mai repede și mai dramatic. Patosul îndrăgostitului sfârșește prin ură, prin dispreț. Etc. Toate se termină așa. Singurele relații care nu se termină, dimpotrivă, se înduhovnicesc și se înveșnicesc, sunt relațiile în care a intervenit credința omului și harul lui Dumnezeu. Și în final, cu asta o să închei, unde credeți că a ajuns familia din Cana Galilei? Adică ce s-a întâmplat cu mirele și cu mireasa? Știți cine a fost mirele acestei nunți? Adică unul dintre cei 12 apostoli. Simon Zilotul sau Simon Cananitul. Mirele și-a lăsat mireasa și l-a urmat pe Hristos. Vreți să-mi spun în traducere ce înseamnă? S-a călugărit. Asta a făcut mirele. Pentru că treapta pe care el a pășit,
prin taina înmulțirii, nu era ultima. Era doar o icoană, vă spuneam, a tainei unirii omului cu Dumnezeu. S-a unit cu Hristos. L-a urmat pe Hristos. Nunta din Cana are un deznodământ foarte curios. Mirele Simon Cananitul își va lăsa mireasa și va deveni unul dintre cei 12 apostoli ca să moară în cele din urmă ca mucenic în orașul Soanir din Persia, răstignit în chipul lui Hristos. A murit prin răstignire. Dacă Satana a căzut în întunericul cel mai din afară, cum am spus, călugărul sau puznicul ce căuta? Ce spun patericele? Ce căuta el? Unirea cu Dumnezeu în ce loc? În pustia cea mai din lăuntru. Așa se spune în cărțile duhovnicești. Mesihaștrii s-au refugiat în pustia cea mai din lăuntru. Au părăsit familia, averile, funcțiile, societatea, cuprinși fiind de dumnezeiescul dor, pentru a consolida și desăvârși relația cu Dumnezeu. Au fugit de lume pentru a se lupta mai cu adevărat cu patimile egoiste ale naturii umane căzute și cu ispitele demonilor pentru a primi vindecarea, luminarea și îndumnezeirea. Monah înseamnă unul, dar și unificat. E unul care se însingurează simțind că e dezbinat în el însuși și dorind să se reunifice. Și simțind că în lume nu poate. El nu fuge de lume pentru că vede că lumea e rea, ci fuge de el însuși, în care există o lume care l-a dezbinat, l-a sfâșiat lăuntric și dorește să se retragă din lume pentru a fi singur cu Dumnezeu și a se unifica lăuntru lui. Și apoi, curățit și luminat, să se întoarcă spre ceilalți pe care i-a lăsat din lume pentru a îndruma și pe ei. De fapt, ei îl căutau, cei din lume îl căutau pe cel retras. Deci monacul se înstrăinează și se însingurează pentru refacerea unității din risipire și din scindare. Unit cu Dumnezeu și integru în fire și în persoană, se roagă pentru tot omul și pentru întreaga lume cu rugăciunea curată și îndrumă duhovnicește pe cei care îl caută. Monacul poate ajunge, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, nepătimitor față de toți și compătimitor cu toți. Ajunge prieten cu toți și cu niciunul. Prieten cu toți pentru că nu trebuie să excludă pe nimeni și cu niciunul și cu toți n-are voie să excludă pe absolut nimeni, fie că e creștin, fie că e necreștin, n-are voie să excludă pe cineva și cu niciunul trebuie să fie prieten pentru că nu trebuie să prefere pe cineva. În momentul în care preferi pe cineva, ai o patimă. Ava Alonie arată adevăratul început bun. Iată ce spune acest puznic care s-a unit cu Dumnezeu și a ajuns la desăvârșire. E valabil și pentru mire. Este valabil pentru tot omul. De nu-și va spune întru inima sa omul, eu singur și Dumnezeu suntem pe lume, nu va avea odihnă. Deci dacă nu simțim această realitate că eu singur și Dumnezeu suntem pe lume, nu poate să se apropie nepătimaș față de celălalt. Întâi se lucrează această verticală. Întăresc acest cuvânt cu un altul. I-a spus Ava Marcu Ave Arsenie. Ava Arsenie a fost un om foarte învățat, care a ajuns în altă funcție, dregător mare, la palatul din Constantinopol, la un moment dat a fugit. A fugit din palat în pustie direct. Și întreabă Ava Marcu, un alt părinte, pe Ava Arsenie. De ce? Să vedeți ce îl întreabă. Fugea și de ei, de călugări. Pentru ce fugi de noi? Bătrânul i-a răspuns. Știe Dumnezeu că vă iubesc, dar nu pot fi și cu oamenii și cu Dumnezeu. Miile și zecile de mii de sus, adică îngerii, au o singură voie. Iar oamenii au multe voințe. Nu pot deci să-L las pe Dumnezeu și
și să merg printre oameni. De la Sfântul Arsenie avem cuvântul să iubești pe toți și să fugi de toți. Un paradox formidabil pe care unii l-au trăit. Și ne cheamă și pe noi să gustăm din această experiență. Dacă nu vom face, măcar și în parte, vom trăi singurătatea rea. Există și o singurătate bună a pusnicului. Există o singurătate rea care duce la deznădejde. Care poate să meargă până la sinucidere. Morală, spirituală, morală și chiar fizică. Singurătate simte numai cel care nu iubește. Vedeți? Nu care nu iubit. Că așa pretextăm noi. Că eu sunt singur, dar nu sunt iubită. Sau iubit. Ce vorbești? Asta este o înșelare. Singurătate simte numai cel care nu iubește. Iar singurătatea se face și mai mare atunci când vreau să fiu iubit de ceilalți. Noi credem invers. Că adică n-am fi singuri dacă ne-ar iubi cineva. Vedeți? Realitatea e tocmai pe dos. Atunci când tu ieși spre celălalt, uitând de tine, începi să simți că el te afirmă pe tine și tu prin această afirmare te și miri, te și regăsești în afirmația lui care te și miră, te și bucură. E taina iubirii. Exact ce a făcut Hristos pentru noi, a trăit viața noastră, ne-a numit prieteni când de fapt noi eram dușmanii lui. El a fost numit prieten cu vame și cu desfrânatele. Așa a fost numit, prieten cu aceea. L-a numit prieten pe Iuda. Pentru că prietenia ține de iubire. Totul ieșea din el. Dacă celălalt îmi răspunde sau nu aceste iubiri, este problema lui. Libertatea lui, dar și responsabilitatea lui. Aș vrea să închei aici pentru ca să vină întrebările și să adâncim cele pe care le-am propus spre meditație. Că vin câteva întrebări, măcar, aș vrea să vă citesc o poezie scrisă de un mare poet, prea puțin pus în valoare de către manualele școlare, Grigore Vieru, basarabeanul nostru, prietenul se numește poezia, foarte scurtă. Un prieten, un prieten. Știți voi oare? E comoara cea mai mare. Omul fără de prieteni e ca bradul fără cetii. Ca ogorul fără apă, ca o mână fără altă. Un prieten ia aminte. Nu se cumpără, nici vinde. Din păcate, Iuda l-a vândut. Pe cel